Uitați-vă și voi cum arată lăstarii de anul întâi, cât de mari sunt, au ajuns la... Și am amestecat cu acest îngrășământ tot solid. Uitați cum arată și acesta. Ce dimensiune are acest fruct în comparație cu degetele mele. Tot de la Dr. Bio. Este un biosimulator organic lichid cu azot și fier pentru aplicare foliară. Este din procesarea sângelui animal. Voi aplica la fiecare rădăcină aproximativ o lingură de îngrășământ. Abia acum soiul Polka începe să fructifice. Important este ca această soluție să ajungă pe cât mai multe frunze, astfel încât toți nutrienții să fie asimilați de frunzele plantelor. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt ce biosimulator lichid și îngrășământ solid, ambele 100% organice, vreau să administrez la mica mea cultură de zmeură în această etapă de dezvoltare a plantelor, când fructele au început să se coacă. Pentru început aș vrea să vedeți și voi cum arată zmeura de la noi din grădină. Suntem în seara zilei de 28 iulie 2023 și așa cum bine știți cei mai mulți dintre voi, cei care urmăriți în mod constant clipurile mele, aici în această zonă a curții mele am mai multe soiuri de zmeură. Pe rândul acesta este soiul de zmeură Delniva, este un soi de zmeură remontant. Au început de vreo două zile să se coacă fructele. Așa arată lăstarii de anul întâi. Vedeți exact ce vă spuneam eu încă din primăvară și încă de la clipurile de anii trecuți cu tăierile la zmeură. Vă spuneam că la noi în grădină, cel puțin în zona noastră, fiind la poalele muntelui, zmeura remontantă începe să se coacă undeva la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Și uitați-vă și voi acum, aveți dovada vie, am mai făcut câteva clipuri pe această temă. Vedeți și voi acum că abia acum, deci suntem la sfârșitul lunii iulie și abia acum începe să se coacă zmeura remontantă la noi în grădină. Aici în partea dreaptă este soiul de zmeură Glen Ample. La fel v-am povestit foarte multe despre acest soi. A ajuns în punctul în care mai are doar câteva fructe. A fructificat anul acesta, vara aceasta. Pur și simplu am rămas profund impresionat, foarte, foarte mult, și calitatea fructelor a fost excepțională. Uitați-vă și voi cum arată lăstarii de anul întâi, cât de mari sunt, au ajuns la înălțimea de 2,5 m, 3 m. Va trebui să încep să fac tăierile la acest soi de zmeură, respectiv să elimin toți acești lăstari care au rodit vara aceasta și care ei mor după ce rodesc, deci nu vor mai rodi niciodată. Și ca să eliberez un pic zona, va trebui să-i tai și să las loc lăstarilor tineri să se dezvolte în continuare. Au fost câteva mici furtuni în ultimele zile și vedeți și voi pagubele. Au căzut destul de multe fructe care erau destul de bine coapte. Noi am cules foarte mult din această zonă de la acest soi. Am făcut și dulceață, a făcut soția mea și un sirop, am și mâncat pe săturate. Pur și simplu copiii noștri au ajuns în punctul în care nu mai simțeau nevoia să mănânce zmeură. În momentul în care le spuneam haideți la zmeură, începeau să strâmbe din nas. Am avut foarte, foarte multă zmeură aici și unul dintre motivele pentru care am avut o producție foarte bună este că la momentul în care au început să, de fapt nu la momentul, înainte de a se coace fructele, le-am administrat aceste produse organice, aceste îngrășăminte, respectiv Guanofertien. Ambele, și acest Guanofertien și Azocor 8, sunt de la Dr. Bio. V-am tot povestit eu în clipurile precedente despre produsele de la Dr. Bio. Eu le folosesc pentru că sunt permise în agricultura ecologică. Și revenind la subiect,
am administrat aceste două îngrășăminte solide, respectiv guanofertien, care este un îngrășământ de sol pe bază de guano de liliac îmbogățit cu azot organic, este guano de liliac de Madagascar, și am amestecat cu acest îngrășământ tot solid, uitați cum arată și acesta, care se numește Azocor 8. De asemenea, foliar am mai aplicat aceste îngrășăminte și biostimulatoare, respectiv Folicist și Filoton. Din păcate nu am reușit să fac un clip la momentul în care am făcut stropirile și aplicarea de îngrășământ la soiul de zmeură Glen Ample, însă am făcut un clip când am făcut această aplicare la muri. Și acum haideți să vedeți și voi, dacă toți suntem în această zonă a grădinii, vreau să vă arăt cum sunt murii noștri acum în această perioadă. Sunt absolut fantastici. Uitați-vă și voi ce fructe superbe avem. De sus până jos avem o minunăție de fructe. Sunt foarte mari. Vedeți în momentul în care se coc. Uitați-vă ce dimensiune are acest fruct în comparație cu degetele mele. Și urmează ca la începutul lunii august acum să se coacă în masă fructele și va fi o adevărată nebunie aici. Sunt absolut fascinat de murii mei, v-am mai spus asta în clipurile trecute cu murii. Și aici, pe acest rând, între Glen Ample și rândul de muri, aici, în zona aceasta, avem soiul Polka, care este și el tot soi de zmeură remontant, și la fel, exact ce vă spuneam și la clipurile cu tăierile, abia acum soiul Polka începe să fructifice, să se coacă fructele. Deci suntem, repet, în data de 28 iulie, și uitați-vă, abia acum încep să se coacă fructele. Și aici, în această zonă, după Vișin, am soiul de zmeură polonez, care este tot soi de zmeură remontant, și abia acum începe să înflorească. Uitați-vă la aceste flori. Și revenind la subiectul clipului nostru, vreau acum la Delniva și la polonez, pentru că vedeți și voi cum sunt fructele. Uitați-le, flori, fructe mici, și la unele plante încep să se coacă. Dau semne că încep să se coacă și vreau să le ajut și pe ele în această etapă de dezvoltare, pentru că este o vară, știm cu toții, destul de dificilă și au nevoie de ajutor plantele, pentru că nutrienții din sol nu sunt suficienți. Și am pregătit pentru ele această surpriză, respectiv foliar. Vreau să le aplic acest biostimulator Dracula, tot de la Dr. Bio. Este un biostimulator organic lichid cu azot și fier pentru aplicare foliară. Este din procesarea sângelui animal, suine și bovine. Aici am cantitatea de 80 de ml. Producătorul recomandă ca la 1 litru de apă să se utilizeze 8 ml de biostimulator. Eu am aici în această găleată apă de ploaie, 10 litri, voi folosi pompa mea de stropit electrică, Ruris RS2000, și făcând un raport, am nevoie de 80 de ml din acest biostimulator concentrat. Am pus aici în păhărel ca să vedeți și voi. Aceasta este consistența și culoarea. Este un roșu foarte închis spre negru. A intrat și o gâză în păhărel. Vrea și ea să bea un pic. Și la fel, vreau să-i aplic, să-i administrez de fapt un îngrășământ sub formă de peleți.
Uitați cum arată, v-am mai arătat eu în clipurile precedente, dar sunt sigur că mai sunt oameni care probabil vor vedea clipul acesta și nu au mai urmărit clipurile precedente. Este vorba de îngrășământul solid Guano Ferti Kappa. Este un îngrășământ de sol pe bază de guano de lilieci îmbogățit cu potasiu organic. Este vorba de guano de liliac de Madagascar. Vine în varianta de ambalare de 500 de grame, cutii de 500 de grame. Așa arată punguțele și pentru că eu am mai multe cutii, am luat produse de la Dr. Bio atât pentru culturile mele de arbuși fructiferi cât și pentru legume. Am aplicat și la roșii, am aplicat și la castraveți și la ardei capia și am luat o cantitate mai mare, am scos aici în acest recipient ca să-mi fie mai ușor să pot pune la plante și voi administra acest îngrășământ solid la baza plantelor, la rădăcină și cu timpul acești peleți se vor dezintegra, se vor dizolva și toți nutrienții din acest îngrășământ vor fi asimilați de plantă prin rădăcină. Iar acest biostimulator va fi, bineînțeles, nutrienții din acest biostimulator organic vor fi asimilați foliar, prin frunze. Precum v-am arătat la cultura de roșii și la cultura de ardei capia și la cultura de zmeură, voi aplica la fiecare rădăcină aproximativ o lingură de îngrășământ. Pur și simplu voi lua cu lingura și voi arunca în jurul tulpinilor și, așa cum v-am spus, cu timpul acești peleți se vor dezintegra și vor fi asimilați de rădăcinile plantelor. Spre deosebire de tomate, unde a trebuit să pun la fiecare plantă în parte, aici fiind mai multe tulpini, voi împrăștia acest îngrășământ solid în zonele unde sunt grupate tulpinile. Și cum rădăcina zmeurului este destul de măricică, vor fi asimilați toți nutrienții fără nicio problemă. Și continui astfel pe tot rândul de la zmeura Delniva, cât și la zmeura polonez. Așa arată rezultatul final după ce am administrat îngrășământul solid sub formă de peleți. Vedeți, acolo este rădăcina plantei, iar eu am împrăștiat destul de bine, astfel încât să acopere o suprafață cât mai mare. Și așa cum v-am mai spus, acești peleți cu timpul se vor dezintegra, vor intra în sol, iar rădăcina plantei va asimila toți nutrienții necesari, pentru că asta este realitatea. Aceste plante au nevoie de un ajutor. Iar eu le ofer îngrășământ 100% organic, astfel încât să avem o cultură cât se poate de curată și să mâncăm fructe cât se poate de bio, ca să zic așa. Tratamente nu le-am făcut. Apropo, uitați cât de frumoase sunt fructele și sunt foarte, foarte gustoase. Acest soi de zmeură, Delniva, este un soi de zmeură fabulos. Abia aștept să înceapă să se coacă fructele în masă și să ne bucurăm de ele. Și ca o paranteză, pentru că sunt sigur că veți fi câțiva dintre voi care mă veți întreba, ok, dar la acest soi de zmeură de ce nu ai făcut sistem de susținere, precum ai făcut la zmeura Glen Ample, pentru că, vedeți, la zmeura Glen Ample am stâlpi din fier cu tije din acestea distanțier și am 6 sârme organizate pe 3 înălțimi. Ori la soiul de zmeură Delniva
încă nu am făcut sistem de susținere pentru că, vă spun sincer, nu știu care este standardul acestui soi. Eu am acest soi, este al doilea an de producție și încă nu știu exact cât de mare va crește. Anul trecut au fost plantele destul de micuțe, fiind primul an. Anul acesta văd că unele plante au ajuns la înălțimea de 1,80-1,90 înălțime. Și pentru că nu știam exact la momentul în care am făcut sistemul de susținere la Glen Ample, nu știam până la ce înălțime va ajunge acest soi, am așteptat să văd cum va fi în această toamnă. Și cu siguranță în august, la sfârșitul august sau începutul lui septembrie, voi vedea exact clar care este media de înălțime și atunci voi putea ști exact la ce înălțime va fi ultima sârmă. Acum că am finalizat cu aplicarea de îngrășământ solid, voi pune soluția din acea găleată în pompa electrică și voi începe să stropesc plantele aplicând foliar. Am pus soluția în pompă, pun capacul, îmi pun pompa în spate. Cu grijă acum voi porni pompa. Apropo, sunt absolut fascinat de această pompă, își face treaba excelent și încep să stropesc. Important este ca această soluție să ajungă pe cât mai multe frunze, astfel încât toți nutrienții să fie asimilați de frunzele plantelor. Am finalizat pe partea aceasta, voi trece și pe partea cealaltă să mă asigur că soluția va ajunge și pe frunzele de pe partea cealaltă a rândului, după care voi trece la rândul de zmeură polonez. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a fost de folos anumite informații, vă salut și vă transmit toate cele bune!